Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod cu Fallout 4. Astăzi o să începem din nou de unde am rămas. Vreau să vă spun înainte să începem, dacă aș aprecia dacă ați lăsa un like și subscribe ca să continuăm videoclipurile. Și pe lângă asta, dacă vă jucați Fallout 4 și armura voastră a fost furată de unul dintre ei, dintre setters sau dintre oamenii ăștia, puteți să luați Fusion Core-ul, pentru că dacă îl luați nu pot intra în el, în armură, și așa nu poate să vă fure. Și pe lângă asta, acum o să continuăm de unde am rămas cu Sanctuary ca misiune, dar o să vreau să fac niște pătuțele acum, dar ne trebuie secret pentru acest lucru, așa că o să mergem la casele vecine și o să ținem apăsat râm și o să dăm scrap, pentru că vedeți că o mașină de 10 stil, asta înseamnă 2 paturi, ceea ce nu e mult, dar e ok. Ăsta de stil, ăsta de stil, frigiderul de stil și ăsta. Ok, cred că avem destul, așa că o să mergem la furniture, la paturi. Și putem să alegem din oricare pătuț, dar cred că ăsta pare cel mai bun. Și cred că această casă nu este bună și o putem da scrap. O să dăm tot scrap-ul de pe lângă. O să facem aici o mini căsuță. Și am văzut că pot să mă joc pe ultima mea servare, trebuie să dau la characters. Așa că totul este bine, pot să mă joc și dacă nu fac videoclipuri, ceea ce asta mă interesează. Ok, nu le trebuie neapărat mare protecție aici, pentru că nu cred că o să vină invadator, mie nu mi se întâmplă niciodată. O să punem aici câteva pătuțuri, am rămas fără clot. Ok, mergem aici. Să vedem cine poate da clot. Cer ne dă clot, asta ne dă clot. Asta ne dă wood, dar o să luăm oricum. Patul ăsta cred că ne dă numai wood. Asta e plastic. Îi trebuiască și aluminium, o să vedeți. Bed, ok. Cine mai poate da? Asta e ceramic. Ceramic. Ok, nu mă interesează dacă am dat asta. Cred că avem deci... Oh, ce mă speră acolo. Da, avem mult mai mult decât ne trebuie, așa că o să începem să facem câteva pătuțuri aici. Mai exact câte ne trebuie. Ok, și am terminat și după asta vorbim cu Sturgess și ne mutăm la următoarea misiune care este The Settlers. Adică să-i ajutăm pe oamenii aceia. Hai vorbim cu Sturgess, rapid, rapid. Sturgess. I like it. Having a place to sleep will improve everyone's spirits. What we need now is a reliable source of clean water. I'm on it. Clean water coming up. Great. Thanks again. Ok, nu știu dacă avem ce ne trebuie, dar dacă avem ce ne trebuie, de ce să nu o facem chiar acum? Defense, nu. Resources, water. Da, avem ce ne trebuie, așa că de ce să nu le punem deja? O să punem acolo și una aici. Dacă tot aveam material necesar, de ce să nu o facem? Ok, rămânem fără mâncare. Nu știu dacă avem mâncare pe noi. O să vedem imediat. Ok, deja avem la 30% și nu prea știu cum merge asta, dar... Ok, o lăsăm să vorbească, nu prea ne interesează asta acum. Bun, o să lăsăm acest Sanctuary Quest deocamdată și o să mergem la The First Step,
ca să facem mai ceva în acest episod. Aș prefera dacă nu aș mai... Ok, gata. Dăm un quick save că am făcut atâtea lucruri și o să mergem prin apa asta pentru că why not? Adică cred că ne va da radiații, dar chiar n-am chiar să merg pe la bridge-ul ăla. Și nu ne va da radiații, ok, asta e foarte bine. Deci am luat pe Dogo și ultima oară am fost la orășelul ăla acolo, foarte mare, dar de acolo nu am mai mers nicăieri. Sunt destul de departe, băieții. Dar cred că o să... putem să ajungem acolo fără nicio problemă. Nu o să dau skip pentru că nu poți să știi dacă o să dai de mob ca pe Minecraft, dar nu contează asta, nu poți să știi niciodată. Am o boxer și au ceva și acel ceva nu prea mă încântă pentru că pare ca și cum ar fi un sunet de la care zboară blood ceva. Cusurile astea sunt faine, dar nu o să le lutez acum, pentru că ultima oară când am făcut asta, când eram și în bradă cu Doxil, pe caracterul meu, vorbim de caractere, dacă dați pe load și aveți mai multe caractere, puteți să apăsați pe T și poți să vedeți toate caracterele, așa că progresul meu nu s-a dus, pe răpă, ceea ce mă bucură foarte mult. Nu o să mergem acolo, ci o să mergem în continuare pe aici. Aici cred că este o mină abandonată, da. O excavație abandonată, mai bine spun. Nu știu ce arată asta așa tot și pe ultra jocul. Dar nu cred că ar fi trebuit să mergem pe aici pe sus. Cred, nu știu. Chiar că rocile astea au foarte multe detalii pe ele și totuși... Mă rog, nu contează asta acum. Dacă mă fac începe videoclip, o să le editez și o să mă dau mai tare. Sper că mi-am pus Filmora în sfârșit. Dacă mai zis asta, îmi pare rău. Cam uit, cam uitător, nu contează cât mai... Se auto, perfect. Mi-a dat puține radiații, dar nu contează, suntem destul de aproape. Apropo, în Fallout 4, să știți că harta arată mare, dar nu este așa de mare cum vă gândiți. Este mult mai mică decât credeți. Nu! N-ai voie! Câine rău! Bine, chiar că ăsta nu prea e câine și nu știu ce înseamnă mongrel. Așa. Consumăm muniția pe ăștia și cred că la misiunea scris să omorâm niște raider și chiar nu vreau să folosesc muniție. Ok, se pare că pe aici sunt câteva radiații și un câine de ăsta. Oh, god damn it. Ok, am doborât pe băieți. Oh. Ok, am rupt căpățâna. Glowing de astea, dar nu cred că o să le apar, că le dea radiații când le luai și chiar nu mai vreau radiații în momentul acesta. Hai, vedem ce mai avem noi prin inventar, că am uitat. Aid. Ok, avem 11 simpecuri, Redix. Redaway, ok, toate astea sunt foarte bune și o să le păstrăm. Nu dacă eu la început aveam mai mult de 12 de astea, dar e foarte bine că le avem acum. Deci vedem cu ce îi ajutăm pe băieții noștri. Primii era intrarea? Pe aici? Uite. Și doarme, of course. Dacă te-ai trezești tu mai repede, te rog. Ok, mulțumesc. No, yes. Didn't you ask the Minutemen for help? You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders. But honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days. After Quincy. Bad business. Ok. We're rebuilding the Minutemen from the ground up. We're the good guys again. Glad to hear it. No question. O să-i ajutăm pe băieții ăștia să omoare rebelii. Stealing food and supplies.
threatening to kill us all if you don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks, Frank. You folks are for real this time. It'll be a welcome change for them. Ok, haideți să mergem să vedem pe unde este. Departe. O să dăm Museum of Freedom, o să ne dăm o leacă TP. Pentru că cred că o să fie un drum mai scurt dacă facem asta. Depinde, nu știu. Ok, o luăm pe aici. Uitați Vertiberger de unde aveam noi Power Armor-ul. Și cred că minigun-ul îl avem, dacă nu mă înșel, weapons, minigun, da, uitați-l, îl avem, dar o să-l folosim doar în caz de urgențe. Și cred că pentru a omori niște raider nu este o mare urgență, dacă e să fim sincer. Mai avem foarte multe muniții pe acest pipe pistol, dar cred că pe pistolul, da, mai avem 100 și pe minigun mai avem 619. Și mai avem serul 66 aici și 15 șoluri, deci cred că putem să terminăm misiunea asta, să rămânem cu foarte multă muniție. Nu cred că o să ne folosească chiar cu muniție. O să dăm un quick save, pentru că îmi plac, după cum am zis, îmi plac să dau quick save la fiecare mic lucru. Ca să nu mă mai întorc după. Ok, se mișcă puțin în lag și nu prea știu de ce. Oh, ăștia sunt raideri. Like you got some trouble. I could help. Help. What, you some kind of hired gun? Or maybe you can talk some sense into Trudy over there. Okay. I'll talk to her. Maybe we can work this out. Appreciate it. If things go sideways, we'll back you. Nu știu dacă foarte bine să-i ajutăm pe băieții ăștia, dar o să văd dacă o ajutăm pe ea. Excuse me. I saw you in that poison cellar talking. Well, he ain't getting his money. Look, you owe them money. If you just pay them, then this will be over. Everyone walks away without getting hurt. All right, I'll pay. Okay, you're being it. One more drop of gen to my boy. Hear that, Wolfgang? You'll get your damn money, but I better not catch you selling temps to my boy again. Never take a hit of jab again, I swear. All right, crisis is over. If you're here to trade, step up to the counter. Da. Stai, am o idee. Am o mică idee. Da, o să ne trebuiască aluminium bottle. O să dăm un mic save. Nu știam că dacă îi ajutăm pe cineva să ne dea bani. Dar tot ce zic este că eu cam am nevoie de chestiile astea și chiar nu vreau să umor pe cineva în momentul ăsta, dar dacă trebuie o să o fac. Ăsta nu trebuie, clar. Da, deci eu... Da, îmi pare rău. No. Ok, îmi pare rău că fac asta, dar am nevoie de stimpeturile alea și multe chestii care ăsta le aveau. Ce dai, mă, un câine? Ăștia, voi mă bateți? Nu. No. Ok, mă bucur. Am luat tot ce mă trebuie. Ne întrebați pe aluminium camp pentru aluminium, după cum am zis. Nu că acolo, ok, asta nu-i terminat. Aluminium camp. Extinguisher nu avem nevoie. Hot plate, oven milk. Chiar pare rău că i-am bătut pe ăștia, dar îmi trebuie și muniția lor. Pipe pistol lor, cum stă. Ok. Hai, băiete. Lasă-i tu, băieți. Hai să mergem. Ne să doborăm acei de mi filmăm de 14 minute, ceea ce este foarte, foarte bine. Nu știu cât o să editez, pentru că nu vreau să fie video foarte lung, dar nici foarte scurt, așa că cred că la undeva la un 25-30 de minute este perfect. Un radio tower la care clar nu mă urc, nu prea pare safe deloc. Și cred că asta este Big City, Big C, nu spun eu, este
este destul de ok aici, pot să lootez, dar în același timp sunt foarte mulți monștri și foarte multe locații de descoperit care au monștri. Ce nu-mi place mie la Raider este că au turete și turetele astea, cum să vă spun eu, da, când n-ai armură, mai ales power armor, dau foarte mult damage. Așa că asta va fi o mică, mare, foarte mare problemă. Și aici m-am chinuit eu foarte mult să omor pe toți, așa că nu știu dacă o să mă chinui iar așa de mult. După cum ați văzut, este un Raider chiar acolo. Ia uitați-l. O să fac cea mai easy chestie care o poate face cineva. Și o să intru aici. Ca să îi terminăm pe ăștia dinăuntru și după putem să ieșim afară, să-i batem pe ăștia de afară. E cea mai ușoară chestie care poți să o faci și care te poate ajuta în caz să nu-i mai omori pe ăștia de afară și să ții damage, mai bine intri și na, îi rezolvi pe ăștia dinăuntru și după îi rezolvi pe cei din afară. E așa am făcut mereu, că am jucat de 3 ori, asta e a 3-a oră. Aici ceva, oh god, ce mai speria, du-te încolo. Nu la câinele meu, asta-i clar. Ăsta chiar n-au, oh ba da, au. Oh nu. Te urăsc. Urăsc mai mult aia, faceți zgomot și alertează pe toți. Hai cuțu, hai, pierd tata! Așa, bravo, bravo! Stai mă, micuțelul meu! Luăm tot ce găsim la ăștia, au loot extrem de bun. Când vă zic că au loot extrem de bun, au loot extrem de bun. Adică puteți să vedeți și voi câte stimpecuri și munițe găsim. Dacă tot... Mica acolo, e goana la mistic și un steam pack. A trebuit să-și facă treaba. Da, și-au făcut treaba foarte bine. Păi care asta e foarte fain. Typewriter cam. Oh god. Stai mă acolo. Ok, te văd. Op, ți-am închis ușa. Easy și-o trăc, copile. Op. Gata. Te-am rezolvat și pe tine. Nu știu din ce parte veneau. Ați, cred că pe aici putem să mergem liberi. Cred. Ok. Putem să mergem cu elevatorul. Dar nu o să facem... Dogo! Ți-am zis eu să nu te bagi în bătăi cu ăștia. Rider spam. Nu știu ce diferență e de un Raider, dar aici este să o luăm. Oh, God! Oh! Da, cred că... Da, nu prea avem ce aș vrea eu. Aș văd... Ok. Perfect! Perfect! Nu puteam să cer mai mult de atât. Dacă tot e... No bobby pins. Oh, man, și tot ce e acolo, adică ai să fii serios. Așa, pe aici mai e ceva șurban, se văd foarte, foarte bine. Da, ăia sunt acolo sus, se distrează, dar eu încă aș vrea să-mi iau fragmentei și grenade foarte bine. Aceea este grenada. Care o vom folosi! Hei! Sunt foarte curios de ce am devenit așa de bun la joc, să fiu sincer. Anybody in the comments? Ok, asta mi se pare ca ceva care aș vrea să... Nu știu ce înseamnă aia, dar cred că ăștia știu unde sunt acum. Și aud prin perete, așa că... Cel mai probabil nu prea vreau să fiu aici în momentul ăsta. Dar nu cred că am vreo șansă să plec de aici.
Ok, nu vrem să mergem pe acolo, clar nu, clar nu. Ok, primul nostru ghoul. Așa, dacă tot pe... Oh, god damn it. Oh my god, nici măcar nu știam că ăștia poate dea așa de mult damage. O să-mi dau și un blood pack, să văd cât o primate din skin pack. Da, stai jos, te rog. Chiar nu cred că vrei să te bați cu mine în momentul ăsta. Ok, ăsta mai avea un skin pack, perfect, jet. Psycho. Lini's terminal, Lini. Viking need another turret. Asta gen ce au vorbit ăștia cu ei, între ei, nu știu. Mam, Bobby Pin, come on! Puteam să dăm la locul acestea. Urăsc chestiile alea pentru că ăștia se alarmează. Ok, o să luăm pe aici. Mam, Bobby Pin, frate. Serios? Trebuie bobby pin-uri la tot? Stai. Ok. Mica cherry, o să iau și aia. Nu prea știu pe unde trebuie să o iau, așa că o să ne întoarcem din unde nu trebuie. Da, o să fac asta. O să mă întorc de fix pe unde am venit și o să merg cu elevatorul ăla. O, sau o luăm pe scări, dar o putem face și asta, asta am făcut eu ultima oară. Îl dăm un quick save și aici, o, nu, nu aici. Aici, o, nu, nici aici, oh, god, de ce, de ce? O, aici. Ok, putem ne urcăm cu elevatorul, dar ar fi fost prea easy, așa. Ok, nu prea știu unde sunt băieții ăștia, așa că să mă iau după ce plec. Oriunde mă ajute niște turete sau raiders cam. Ai vrea să știu unde câinele meu? De ce HP-ul meu se duce atât de low? Așa, mi-am dat vreo 3 stream pe cor și cred că am băgat mai mult decât trebuie. Ok, am rămas fără emo și pentru că băieții ăștia mă cam enervează la comment, o să fac asta. Nu pentru că vreau, pentru că sunt nevoit. Ok. Minigun, fac un minigun, da, minigun, frate. Ce te vezi în jucărie? No, not on my watch. Nu mai știu cum am urcat la ăla. Oh, de fapt nici măcar nu cred că trebuie să mă urc. Da, nu trebuie să mă urc. Ok, ne-am cam terminat treaba pe aici. Mai sunt băieți de așa, dar puțin pe mine nu prea îmi pasă, așa că o să ieșim. Ok, în sfârșit. Am scăpat și acum pot face un singur lucru. Trebuie să te iei mai gai. Acum mergem să vorbim cu băieții ăștia. Hey. 105 bănuți, bine. We join up with the Minutemen. If we want things to get better, we've got to start helping each other. So, adevărat. You can count on us if you need help down the line. Thanks again. Nu e nicio problemă. O să mergem înapoi. De câte minute sunt de 26 de minute. Să vorbim cu Garvey și cam asta ar fi videoclipul pentru azi. Sanctuary. Așa. If the either servant perk will randomly receive XP from completing any action.
The lower your intelligence, the higher the chance. De ce vrea lower intelligence? Nu contează, hai să vorbim cu prestonul Garvey, pentru că trebuie să aibă numele ăsta. You know that settlement you sent me to help? Vorbesc prin window pentru că, da. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby minute. Not much use yet, but once we have more allied settlements, o să vreau să intru prin atracție. I don't think I ever told you what happened to me. How I ended up in the last one. Nu știu, te-ai ieșit tu la mine. I figured you'd tell me when you were ready. Have you heard of the Quincy Massacre? No. You guys came from Quincy. Dar o să zic că da. That's right. Mama Murphy, Sturges, the Longs. They were all from Quincy. I was with Colonel Hollis's group. A mercenary group called the Gunners was attacking Quincy. The people there. Ah, the Gunners, o să-i vedem noi mai târziu. We were the only ones that came. The other groups, they just turned their backs on us and the folks in Quincy. Only a few of us got out alive. Okay. Colonel Hollis was dead, so I ended up in charge of the survivors. We never found a safe place to settle. Acum ați găsit? One disaster after another. You saw how it ended? We conquered? As long as you don't give up, yep, we'll survive. I'm not about to give up, but I can't protect the Commonwealth all by myself. Și acum cred că ne face general, cred. That's why I'm talking to you. I can't rebuild the Minutemen, but I think you can. Hey, that means a lot coming from you, Garvey. I appreciate that. Does that mean you'll do it? Nu avem altceva de făcut, așa că sigur. Okay, I'll do it. Good, good. Welcome aboard. I feel like this is a whole new start for the Minutemen, and the Commonwealth too. Don't worry. I'll be right beside you all the way, General. Mi-a dat o promoție de general foarte, foarte mare. The man has always held the rank of general. Our last leader was General Becker. After he died back in 82, nobody could agree on who should take his place. But one good thing about being the last Minuteman is there's no one to argue with me when I say you're the new general. Now okay, it's your job to make it more than an empty title. I've got something a bit different for you. Cam ce? Nu prea înțeleg. Our scouts have found a promising spot for a new settlement. The trouble is that some kind of vicious beasts are lairing. Ah, deci vrei să mă bat cu... Ok, ok, bine, bine. O să facem asta. Dar acest lucru o să-l facem în episodul viitor. Dacă mai vreți să nu uitați să lăsați un like și subscribe și noi ne revedem în episodul viitor. Pa, pa!